Prețul polițelor șoferilor din orașele mai mari au crescut comparativ cu cele ale proprietarilor de autoturisme din orașele mici sau din mediul rural după modificarea normelor RCA, care le-a permis asiguratorilor introducerea de noi criterii de calcul. Autoritatea de supraveghere financiară a modificat anul trecut la somația Comisiei Europene normele după care este calculat prețul polițelor RCA, astfel că asiguratorii au avut posibilitatea de a modifica tarifele fără o notificare prealabilă de 60 de zile a sf așa cum era în vechea reglementare. Cu alte cuvinte, doi șoferi de aceeași vârstă care conduc mașini identice și au același istoric de accident, dar care stau în orașe diferite, pot ajunge să plătească sume pentru o poliță RCA, chiar dacă aceasta este emisă de aceeași companie de asigurări, prin intermediul aceluiași broker. Asiguratorii susțin că șoferii din orașele mari plătesc mai mult pentru RCA din cauza numărului mai mare al accidentelor și valoarea mai mare a reparațiilor care se înregistrează în aceste localități. În plus, aceștia motivează că au probleme cu serviciurile auto din capitală, care folosesc tarife de 450 de lei, 850 de lei pe oră de manoperă. Când media de piață este de 250 de lei. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România cere plafonarea RCA la tarifele de referință afișate pe site-ul ASF pentru o perioadă de minim șase luni, precum și controle de fond la toate companiile de asigurări.